Sassi! Mov a plecat fără să facă nimica. 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 Mov a plecat fără să facă nimic. Mov a plecat fără să facă nimic. Bă, dar ce ne simțim, mă? Unde? Unde? I-a dat... Unde? A fost fire, i-a Unde dat era? Era drive-by. fire plecat de Poftim? lângă el, I-a dat l-am văzut și drive-by. eu. I-a dat drive-by, vere. Poftim? I-a Brotherman! Drive-by, Flaviei, ești... Coaie mai văzut... Pof... Da, coaie, Ragdish! Cum să te văd? Am deschis lumina! Nu, 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 stai un pic, că pe tine nu te-am văzut. La l-am văzut pe Ragdish. Ragdish, Ragdish, poți să confirm că m-ai văzut ducându-mă spre O2? Poți să confirm că plecai de lângă el. De lângă cadavru, care fiind. Da. Bro, I'm just being framed like that? Bro, îmi place tu că, îmi place că fix același lucru că runda trecută, doar că acum Fire e acuzat. Și da linia să deci și dacă sunt impostor, teoretic nu fac kill-uri în prima. Ok. Dacă vreți să mă votați, votați. Sunt doi împotriva mea. Sunt doi împotriva mea, I can get it. Dacă vreți să mă votați, votați-mă. Just keep Dalin și Ragdish sus, pentru că Ragdish m-a văzut făcând task-uri în timp în momentul în care s-a dat ăla. Atât am de zis. Te-am văzut și acolo că ai dat fake la cheiță. Lasă-mă în pace. Ce task-uri făceai? M-ai văzut că am dat fake la cheiță? Poftim? Lasă micro. Măi, nu ți-e rușine? Bă, bă, grădinița. Da, deci recunoști. Bă, bă, cum râde Jegu. E foarte simplu. Nu votăm oricum pe nimeni, pentru că e mărturia unuia versus mărturia. It makes literally no sense să votezi pe cineva. La fel, cum am zis și runda trecută, că it's fucking stupid să votezi pe cineva din prima, că zici, bă, vezi că e ăla. Că ai cât să iei acum că l-am văzut pe Zlovoc, făcut nu știu ce. Ăla e, a omorât lângă mine și Dalin. Da, cu aici sunt doi impostori în jocul ăsta. Scuze, stai un pic, stai un pic. Deci eu nu am văzut pe nimeni decât când m-am intersectat cu Ragdish. Cum exact m-ai văzut tu, Dalin, cu luminile stinse că a omorât pe cineva? Că erau luminile stinse. Fix, eu l-am reparat când mi-a intrat în cineva în electrical. Cine a fost, Plifetia? El a intrat în electrical? Da, era în the timeline doesn't add up. If you're not skipping, you're throwing. Punct. Lasă, că ești plin de rahat. If you're not skipping, you're throwing. Oh, it's fine, it's fine. Bun, bravo. Smart brain, smart brain. Eu nu te-am votat, Dalin. Poți să și fii impostor, it's totally fine. E doar, the concept is wrong from the beginning. Băi, ce ne simți, te văd pe Ragdish. Bă, ce? Vezi, Dalin, ce fac? Băi, ce face? Băi, nici nu. Băi, i-ai dat o rundă, i-ai dat o singură rundă și au luat două persoane cu el. Știi care e problema ta, Dalin? Că eu spamez în continuu ăla de report și n-ai apucat să dai tu reportul. Eu m-am dus la ușă ca să dau... Am dus la ușă. Ok, bro. Okay, e clar că e orfarul Dalin. That's 100% sure. Can anybody explain că nu eram acolo? Da, nici eu nu știu ce s-a întâmplat. Întreabă-mă literalmente ce vrei tu. Dar eu ți-am zis de prima rundă. I-am raportat. Am stat lângă Ragdish și Dalin, adică efectiv toată runda. Cred că lumea poate să confirme din office, care mai era acolo cu noi. Și omul meu, Dalin, i-a dat kill-ul. Ragdish bănuiesc că voia să dea report, dar eu spamez ăla de report în continuu, așa că... N-a fost să fie. Da, e între mine și el. E între mine și el, 100%. Dar trebuie să votăm. Să plece cu prea multe kill-uri. Prea mulți crewmates mor din cauza sa, literalmente. Ok, doar pentru asta, Dalin, you're out. Dacă e gaslight la fire... Adică puteți să mă dați fire runda următoare, it's fine. Nu, 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 nu facem meta like that. Dar... Ce votăm? De ce nu? Fie impostorul fire? Da. Da. Nu, n-am auzit ce m-ai întrebat, scuze. Nu votez, vorbiți.
Mai zi-o dată. Ce să faci? Flyerii au dat pe mine, pentru că cineva care zice, hei, a făcut kill, a făcut drive-by kill, kill-ul ăla nu trebuie să fie iertat niciodată. Și tu iei apărarea pentru că etic nu este corect și pentru alte rapate. Stai un pic, kill-ul ăla pe care l-ai raportat cu lumina stinsă? Kill-ul raportat cu lumina stinsă? Dacă Ragdish era impostor cu mine, de ce Ragdish e mort? De ce Ragdish nu confirmă același lucru ca mine? Pentru că l-ai omorât, poate? Pentru că l-ai omorât și that's a very good alibi? Pentru că l-ai omorât, de să very good alibi, să nu poată să vorbească. Or Dalin or Fire. Or Dalin or Fire. That's 100%. Efectiv, votați ce vreți. Eu doar am votat Dalin prima rundă. Cred că e o dovadă faptul că am raportat primul din cauza faptului că spamez în continuu butonul de report și v-am mai zis chestia asta. Fucking câștigător pe carisma. Băi, dar votăm... Ok, o să votăm Fire. Ai ieșit din joc! Ce-ai făcut, Slavog? No, ok. Alo? Ce-ai făcut, Slavog? Măi, l-a omorât de față cu mine, măi! Adică, Slavog și-a luat vocea de mințit, Nikita, dar și Fire Nikita, a făcut același de Nikita, 7 ori. Nikita, ai plecat de lângă... Și Nikita e mort, înnebunesc! Nikita a plecat de lângă noi cu o secundă mai devreme, înnebunesc! Păi, eram... am văzut omule! Nu lui e de report? Da, lui Nikita e de report. Da, lui Nikita e de report. Oh, my bad. Credeam că i-am dat report la altcineva și Nikita trecut pe lângă noi. Ia, spamez butonul de report. Nu știu niciodată cui dau report. Puteți să mă votați, it's fine. Eu am votat Slavog, pentru că Slavog este. Măi, omule, măi. Keep Sasson, Slavog, please. Yeah. Măi, omule, măi. Doamne, ce madman. I love him. Ce madman. Ce-a pus super bă, că ești runda viitoare. Da, frumos. Chiar frumos. N-am nimic. Răzut pălăria. Hai, mi-a. Faza e că în momentul în care toată lumea știe că eu sunt și deja sunt trei persoane care știu, inclusiv Splifeti știa, I just have to go on a suicide mission și să sper că o să iasă bine. Oh, da. Păi, n-a fost Fire, de ce Slavog? Da. Nu sunt eu, prieten. Oricum, is away from the action. De ce e Slavog? Nu mai înțeleg ce s-a întâmplat. Nu. Nu înțeleg de ce sunteți sasi pe mine. Doar că eram acolo la cadavrul ăla. Susibaca. Măi, vă zic sincer, deci eram la lângă Nikita și cu Fire, da? Și mă gândeam, stai să vezi că moară Fire. Și într-adevăr, următorul cadru a fost cadavrul Nikita și Fire care a dat report. No, e, ok. Sub ochii mei, adică like no fucking and it's amazing it's amazing talent la jocul ăsta. Dar eu vă zic că efectiv I have no reason. Dar l-ați văzut cum a fugit de lângă mine după ce l-am omorât pe Nikita? Eu zic că ar trebui să dăm skip runda asta punct, pentru că este clar că a fost Ordalin sau Fire. Deci, one of them was the imposter. Da. Și treaba e că dacă era Fire, it makes absolutely no sense să-l votăm pe Slavog acum, pentru că ne tragem singur în picior. Gen, it's great să... Pentru că dacă... Fire just finessed us. Gen, păi și dacă nu era Fire și e Slavog. Ce? Da. Păi e posibil să fie și asta. Dar what I'm saying is că dacă nu e Slavog, we're completely dead. Nu mai avem ce putem să facem. Și n-ai niciun să-l văd mai Slavog în momentul ăsta. Și tu ce ai de spus în apărarea ta? Eu ce am de spus în apărarea mea? Este că acum unde? Nu mai au cum să fie doi impostori, oameni buni. Nu mai au cum să fie doi. Deci dacă ești las pe Slavog, de ce p***a mea, eu ca impostor, zice, hai să nu-l votăm pe Slavog. A trebuit să fiu bătut în cap. Pentru că poate tu ești impostorul. Și aș vrea să nu votăm pe alt impostor? Yeah, think that again. Think that again. Run that through your head once again. Ți-a venit ideea asta acum. Yeah, sigur. Sigur. Holy fuck, ce go gaslight. Go Coupon. Ce gaslight. Nu. Eu cred, I'm honestly, like, I'm 75% sure că era Fire.
și că s-a pișat pe Slavok și a vrut să facă același lucru pe Galinianu. Bă, pe Nikita! Bă, dar nu ți-e rușine! Răspunde. Pentru că eu cred că este unul dintre Cupar, Sebi și Splifeti. Am distrus niște oameni. Am distrus. N-a spus nimic. Ideea e doar că nu cred că e Slavok. Și eu nu sunt, că văd pe ecran că nu sunt. Bine, eu nu sunt, că văd pe ecran că nu sunt. Bună scuză. Scuza asta merge întotdeauna. Eu nu sunt, că eu văd la mine pe ecran că nu sunt. Sau... nu știu cum joacă Elmo, dacă Elmo știe să-și dea sabotajele și astea, că nu vreau să mă bag peste el. Cum l-au dat afară pe Dalin? Dalin, omule, dacă te uiți, îmi pare rău. Don't hate the player, hate the game. Susi Baca. Unde te duci, tată? Ce cauți aici? Hai, dă-i o lucipar. Dă-i o lucipar și acuză-l pe Pit. Dă-i o lucipar și acuză-l pe Pit! Așa, așa. Bravo. Ți închid eu ușile, că sunt băiat. Te-am închis și lab-ul. Nu, înapoi. Ah, nu pot să-i dau... pot să-i dau sabotaj. Du-te înapoi. Dă-i-o cuiva, dă-i-o cuiva. Așa. Eram sigur că e Elmo. Eram absolut sigur că e Elmo. Dar era tot nu, nu se poate așa ceva, nu se poate așa ceva. Nu se poate așa ceva. Ok, deci eu nu știu cum se cheamă acolo la hartă, dar eram cu Splifeti și am găsit pe cineva. Nu, Splifeti nu. Zlăbă. Nu. Ai văzut că eu nu i-am văzut. Splifeti! Splifeti, când ai dat, când ai report? Splifeti nu e spluf? Ba da, dar nu, efectiv n-am văzut body-ul. What? Neironic. Cum adică când am dat report? Acum când... Știu că ai dat report. Mă gândesc unde ai văzut body-ul, că eu n-am văzut niciun body. Tu și Splifeti erați împreună? Da. Era beznă, era beznă, era beznă. E o chestie prin care intri și îți dă praf pe tine. Era beznă, Elmo, era beznă, Elmo. Dreapta laboratorii, sus. Elmo, era beznă. Spre specimen, da. Da, eu chiar nu știu absolut deloc harta asta. Veneam din de afară, de undeva. Da, e foarte simplu. E unul dintre voi doi. Eu știam, eu am văzut pe Cupar că a murit. Dați-l afară pe Pit, dați-l afară pe Pit. Și faptul că e unul dintre... has to be unul dintre voi doi. Eu dacă eram eu sau Elmo, ne-am fi văzut unul pe altul dacă unul dintre noi murea. Am văzut că am băgat gen cuțitul în cineva, ai faza că n-am încercam să deschid ușa. What? Da, nu te-am văzut că... You guys plead your case, aveți 30 secunde fiecare pentru că să votez pentru unul dintre voi. And okay. Dacă nu ești impostor, știi sigur că celălalt de lângă tine e impostor. Okay, sure. N-avem... da. I plead my case, am zis că eram acolo unde îți dă praf cu tine când intri pe ușă, am văzut corpul, i-am dat report, am văzut-o și Splifeti în același loc. Ok, Splifeti? Și eu încercam să deschid ușa, m-ai văzut băgând cuțitul un om? Eu nici măcar n-am văzut corpul. Ar fi superb să fie Pit dat afară. It's just us. Dacă știgăm mii de goie. Așa ajunsesem acolo, efectiv, doar ce ajunsesem acolo. Nu trebuie acolo, să te văd că băgai cuțitul un om când e efectiv... Sure, poate să fie Pit și să-mi dea acum mare... Ok, hold on, 25 de secunde. Pit, unde erai? Ce ai făcut? Da, e Splifeti. Ok, vă spun Splifeti. Nu, dar n-ai spus ce ai făcut, efectiv. Okay. Eu am fost în office, am văzut că a murit Cupar. So I started looking around for his body. Pentru că nu știu unde a murit Cupar, că de asta trebuie să mă duc să mă uit după el. Easy clap! Am văzut în office că a murit Cupar pe monitor. Ok, that's Pit. Whatever it was. Bye. That was stupid. Easy clap, ola, baby! Easy clap! Fantastică, mea! Fantastic. Easy clap! Mă, Splifeti, de ce ai sărit pe mine așa? De ce ai sărit pe mine așa? Acolo era sub ochii tăi. Mă, Splifeti, mă! Scuze-mă, iartă-mă, Splifeti! Bravo, Elmo, bate-aș p***a! Zici ce vrei, dar tu ai pierdut runda asta în 3 instanțe, Pit. Lasă-o, dracu de treabă. Băi, ce nebun e ăsta. Du-te, dracu. Te în gură, Dalin. Numai din obiectiv ai jucat-o prost. Obiectiv ai jucat-o prost. Eu am jucat-o... Tu ai murit din prima ca prostul.
Păi de ce am murit? You fucking lost, te-ai lăsat să te manipuleze. Eu l-am lăsat să mă manipuleze. Băi, ești chiar căcănar. Holy fucking shit. Voi voiați să-l votați pe Slăvoc din prima. Ce treabă am avut eu cu Slăvoc? Putaci-mi mea, hai, lasă deja. Nu, noi am greșit la Dalin Pit, noi am greșit. Team dușmani, ai mai găit? Efectiv. Uite, bă, Dalin. Holy shit. Cam așa joc în primele runde. Nu mă arunc la kill-uri, e nebune, uite-și pe Flavia. Ce pare acolo, Ragdishku, ok. Iar o să uit, nu, mă omor acum, mă omor acum. Sunt aproape sigur că l-am văzut pe admin, ziceți. Salut! Eu am raportat, era un cadavru în... wow, nu mai știu să-mi ba... Nu știu cum se cheamă aici. Ai în Discord. Vine-te pe harta aia. Nu era în office? Ba, da. Chiar în office, da. Că am făcut un task acolo. Eu l-am mai văzut și pe Fire. Și era și Ragdish acolo și nu știu de ce nu i-a dat report. N-am că n-am văzut, era prin perete. Deci eu când m-am întors de la Lights, m-am dus direct în admin și l-am văzut pe Slăvog într-adevăr intrând acolo. Dar a dat reportul mult mai târziu. Adică mai durea, nu știu, 7 secunde până a dat reportul. Deci intri pe la, dacă te uiți pe hartă, intri pe aici cumva pe la admin. Și mai e o încăpere unde am făcut un task și după aia am urcat în office. Ok, sunt aproape sigur că al doilea kill este la cameră. Erau doi oameni acolo și a rămas unul pentru foarte mult timp. Complet de acord. Dalin, eu am fost la cameră primul și, când am plecat eu a venit Dalin. A fost făcut acum 5-6 secunde maxim. Deci înainte să închidă runda. Cupar n-are cum să fie. Cupar e safe on this one. Eram unde în specimen. Confirm. Și eram acolo când erau lights off. Nu am e umbră acolo, nu. E umbră acolo, nu m-a văzut. Când am intrat era, nu dau seama dacă era deja Ragdish acolo sau a venit după, dar gen efectiv lipit de tine. Nikita, what's your pathing? Ce cu runda asta? Păi, m-am dus la uite pe hard. Admin, cred, am făcut niște task-uri cu Dalin. După m-am dus la Electrical. Și am făcut acolo niște task-uri și după a fost urgența la Electrical și am făcut-o pe aia. Și atunci au venit Slăvog cu Ragdi și cu încă cineva, dar nu mai știu cu cine. Pe cine a rămas acolo a făcut kill-ul. Aia e ideea. Deci dintre voi care ați intrat acolo trebuie să vă dați seama cine a rămas în urmă. Și după m-am dus către laboratory. Și... Okay. Acolo s-a anunțat kill-ul. Aoleu, n-am foarte clar cronologia în cap, băgă-mi și... Mi se pare că e între Slăvog, Nikita și Ragdish pentru primul kill stânga sus și între Slăvog și Ragdish pentru al doilea kill. Că erau singuri oameni care erau pe acolo. Dacă nu cumva cineva... Era și Fire acolo.
Păi de ce n-ai zis asta? Poftim? Nu, e cam anyway. Ce? Am tot zis. Skip, mut. Ups, să cam fac tasturile și de asta nu e bine. Să cam fac tasturile și asta nu este bine. Să aproape sigur că e, ziceți. Oh! Da. So. Treaba asta în felul următor. Eu eram sus, dreapta sus, la laboratory. Mi-am făcut task-ul de medbay. L-am văzut pe Ragdish, l-am văzut pe Nikita. Și după l-am văzut pe Slavo cum a ieșit dinspre specimen. M-am strecurat în specimen cât să se închide ușile să nu poată să facă chestii Slavo, că I was very sus of him. Și după s-au dus light-ul și m-am dus în jos. Ideea e că au rămas în laboratorii Nikita, Ragdish și Slavog. Those were the three people. Și am pretty sure că... În laboratorii m-am dus și eu gen spre special. Eu m-am dus, deci... Normal că o să spuneți plan, asta, okay. Dar când v-am lăsat, erați voi trei acolo. Dar asta am făcut, întreabă pe Splichetti. M-a văzut ea. Am văzut o dată, în dreapta... Și m-am dus în jos. Da. Da, da. S-am dus în jos. Atât. Deci, acum eu am făcut... În decontamination chamber-ul ăla de la laboratorii, aveam un task de legat niște fire, l-am făcut, după aia s-a stins lumina și m-am dus spre electrical, spre lumină. Okay. Eu cred că pot să confirm pentru Ciupar, cred că era imposibil să ajungă acolo. Eu eram 100% convins că era Ragdish pentru că s-a dus din nou pe exact același pet ca în prima rundă. Și eu eram convins că era Ragdish. Da, și eu. Deci eu pot să confirm pentru Ciupar, în rest n-am prea văzut pe nimeni runda asta. Flavia, tu ce ai făcut runda asta? Eu căutam task-urile pentru că nu prea știu mapa și am găsit, dacă vă uitați pe mapă, în stânga sus e chestia aia ca un fel de, nu știu ce, lingură, adică pare pe mapă. Da, eram acolo și Slavog a venit, adică eu mergeam acolo și a venit și Slavog după mine, asta puțin după am plecat, că, I don't know, mi s-a părut... E ăla de align... Da, m-am dus să văd dacă e ceva acolo și după am plecat, că nu era nimic pentru mine. Da, stătea gen la mijlocul. Da, spuneți. Nu trebuie neapărat că suntem 7, eu sunt Saz, Nikita și... M-am dus, am făcut lumina împreună cu... nu mai știu cu cine, m-am dus la cameră după și n-am mai rămas cu nimeni. Și m-am întâlnit cu Ciupar după, în ultima parte. Skip. Da. Poți să întreb, vă rog, unde pot să văd camerele, că am terminat task-urile și nu știu unde. Stânga sus. Sus, stânga sus, da. Hai. Se pare că următorul e cu Par, dacă ne-a anunțat unde se duce. Pam 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 pam. Zip, 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 pup. Se cam fac task-urile, dragi prieteni. Se cam fac task-urile. Se cam fac task-urile. Rasa ta. Ia uite-l ce face. Nikita mor la reactor fix când am ajuns acolo. Era aproape cu mâna pe reactor. Singurii care n-au fost cu noi sunt Flavia și Pete. Eu eram cu Ciupar și cu Slavog. Pete l-am văzut acolo când am ajuns.
Eu eram în spațiu. Nu, 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 da, da, nu, ai dreptate. Peter era acolo, da. Stai, unde e reactorul Holland? Stânga sus și dreapta sus. Ce pag, unde ești? Eu? Da, ai zis că te duci la camere și m-am uitat și n-ai fost deloc la camere. Da, a fost acolo, dar m-am chinuit să ajung acolo, că nu știam pe unde cred să intru. Cred că pot să vă adică pot să vă ucez pentru Split Fetish cu siguranță că s-a dus la reactorul din ăsta din stânga. 100% n-avea cum să facă kill-ul. De Slavoj de Pit nu sunt foarte sigur. Dar Ciupar... Flavia, tu unde ești? Eu am fost în Specimen Room fix când s-a dat chestia aia și era o grămadă până să ajung și n-am apucat să ajung. Kind of sus! Dar unde era cadavrul din nou, scuze? I know. Cadavrul era fix la reactor, fix la reactorul din dreapta. Deci eu am fost cu Cupar și cu Splifeti, eram la Electrical, cred că încercam cu toții, bănuiesc, eu asta încerc, ce puțin făceam. Vreau să mergem la camere și după aia s-a dat alarma, ai venit și tu, am ieșit toți pe acolo și am început să urcăm spre reactor și era Pit deja la interfața, consola reactorului. Da, eu stăteam cu mâna pe el. Eram ăla unul din doi. Poate să confirme toată lumea că Slavog a venit destul de târziu încât să nu poată să facă kill-ul ăla? Eu cel puțin pot să confirm. Da. Și mie mi se pare la fel, da. Ok. Când tu erai jos, era la uși sus și după aia s-a dus în sus. Mie mi se pare între Fire, Flavia și Splifeti acum, doar pe faptul că eram noi trei acolo, we couldn't have done this kill. Da, teoretic puteam să fac kill-ul. Teoretic puteam să fac kill-ul. Dar cred că Splifeti poate să calculeze traiectoria, să știe că... Nu contează, că mai sunt doi impostori, that's the problem. Mai sunt doi impostori, că n-am avut niciunul. I get it. Nu știu. Deci, mie mi s-a părut foarte sus Ciupar, că a zis că merge la camere și am stat cu Splifeti pe acolo și n-a fost deloc la camere. Literalmente n-am știut cum să ajung la camere. Nu știu. Eu cu Ciupar am stat și am încercat să ajungem la camere. Poate să fie Slavoj și Ciupar? Este această posibilitate? Nu, nu, n-are cum. E Fire. It has to be Fire. What? Nu e, nu e, că am fost cu el. Am votat Flavia. Splifeti. What? De ce ai sărit pe mine în ultima clipă? That's hell of us. No, de ce ai sărit pe mine în ultima clipă? Pentru că mai sunt doi impostori. Insane. You have to vote someone. Dă emergency, dă emergency. Să facă kill-ul Flavia. Flavia, trebuie să faci kill. Flavia, trebuie să faci kill. Flavia, trebuie să faci kill. Flavia, trebuie să faci kill, bro. Flavia. Moți. A, nu, e Fire! Știam că e Fire! Știam că e el! Unde? Unde? Alo? Așa, era sub office, când ieși afară, n-am văzut pe nimeni. Splifeti, nu tu te-ai dus în dar l-am văzut pe Cupar. Nu era pe acolo, pe zona. Eu am stat cu Fire și Slavog și când s-a dat alarma au plecat ei doi, eu am mai rămas că credeam că pot să dau emergency. Adică dar când am intrat era acolo. Eu m-am dus în stânga jos că bam. Ca și cum ar fi venit și l-au omorât și l-au plecat pe cealaltă parte. Eu acum sunt în laboratory, am ultimul task acolo. Ești singur, când sunt doi killeri rămași pe mapă, tu ești singur? Interesant. Mi se pare extrem de sus cum ai sărit pe mine în ultima clipă, fără să mă sasuiești înainte, fix la vote, ce ai sărit pe mine. Insane. Am zis că între tine... Literalmente am dat informații, tot jocul ăsta, am dat informații despre unde au fost kill-urile. Ai fost de acord cu mine unde era kill-ul când eu eram la admin și n-aveam cum să-l fac. Păi nu contează. Și m-ai sasuit în ultima clipă atunci. Da, am sasuit ultima clipă atunci, because we need to vote. Explicație? Explicație? De ce? Zim cu ce am fost sans. Singurul motiv pentru care n-au câștigat oamenii acum e pentru că eu m-am dus în altă parte. Pentru că you could have double killed. And nobody did. Deci dacă eu veneam cu voi, voi câștigați. It's very simple. That was why I went alone. Ce? Nu putea să vină un killer după tine? Sau ce? Că nu înțeleg. Nu știu o întrebare. Come on, man. Zis, Splifeti, scuze. You know, gaslighting. Eram eu cu Fire și mai era... Nu știu dacă era Ciupar sau cine era. Ne-am despărțit între communication și office. Fire a luat-o spre Afes. Eu m-am dus în jos. Da, eram în coborâre spre Afes. Da, și te-am văzut pe tine luând în aceeași direcție.
Și tu par urca din office ca să iasă, gen. Eu m-am dus înspre... Cu partundi și în secunda asta. Să mor dacă... E prima dată când joc harta asta. M-am dus efectiv spre stânga. Ok, eu votez pita aici doar pentru cum a sărit pe mine. Păi puteți să votați ce vreți. Like, e clar că e fire. E clar că e fire. N-ai dat niciun argument pentru care sunt eu. Da. Efectiv. Zero argumente. Păi nu. Ok. Singurul tău argument a fost we have to kick somebody. Yeah. Insane. Insane. Puteam să joc mai bine. Puteam să joc mai bine. De ce a raportat kill-ul? De ce a raportat kill-ul? For what reason? Efectiv, nu puteam să joc mai bine. Nu știu ce puteam să fac acolo. Ce? Așa. Trec pe aici. Asta makes sense. Okay, run, baby, run. Da, fuck. Da, de asta. Dacă era Flavia. Eu am văzut-o, dar n-am ce să fac. You need to have absolut faith in me mai devreme. Doamnelor și domnilor. You need to have faith in me mai devreme. That was the only issue. Eu am avut. Și eram sigur că e Flavia, dar n-am apucat să ajung la... Da. Bă, ce priveliște, bă, frate. Uite și tu cum cade fulgul de nea. Fantastic. And I will always love you. Care e prost care stă la cameră? De ce mai stai la cameră?